Salut tuturor! O organizație a creat o minge ce este aproape indestructibilă pentru copiii din țările sărace. Acest tip deține lupi cărora le place să mănânce fructe și legume. Acest scafandru a intrat în acvariu să hrănească peștii, dar rechinul zebră s-a decis că vrea o mângâiere pe burtă mai bine. În evul mediu era un act politic acceptat ca doi regi să doarmă în același pat ca un simbol al unității dintre cele două țări. Recordul pentru cea mai mare schimbare de temperatură de pe pământ s-a întâmplat în 1972 în Statele Unite ale Americii, mai exact în Montana, când temperaturile s-au ridicat de la minus 47 de grade Celsius pe 14 ianuarie la plus 9 grade pe 15 ianuarie. O incredibilă creștere de temperatură de 56 de grade în doar 24 de ore. Așa arată scheletul unui pește balon. În 1891, doctorul James Naismith din Canada a inventat jocul de baschet. El a tăiat fundul unui coș de piersici și l-a agățat 10 metri în aer și așa jocul de baschet a luat naștere. Un koala doarme în jur de 20 de ore pe zi. Doar țânțarii femele mușcă oamenii și animalele. Țânțarii masculi se hrănesc doar cu nectar din flori. Pe perioada primilor 3 ani, creierul unui copil se triplează în greutate și stabilește peste 1000 de trilioane de conexiuni nervoase. În 2014, Stația Internațională Spațială a trebuit să fie mutată de 3 ori pentru a evita să fie lovită de deșeuri spațiale. Omfalofobia este frica de buric. Oamenilor ce suferă de această fobie le este frică ca buricul să le fie atins sau să atingă buricul altcuiva. Potrivit unui studiu făcut de un sociolog de la Universitatea din Utah, oamenii au o șansă mai mare să nu divorțeze dacă se căsătoresc între vârsta de 28 și 32 de ani. La naștere, puii de cangur sunt mici cât un bob de orez sau cât o albină, în orice caz foarte mici. Unul la 2 milioane de homari este albastru și unul în 3 milioane poate fi un galben portocaliu și chiar mai rar sunt homarii albi. Fiecare din aceste culori apar doar o dată la câțiva ani. În 2009, în junglele din Filipine, oamenii de știință au descoperit o nouă specie de plantă carnivoră, fiind și cea mai mare plantă carnivoră descoperită. Alte plante ce mănâncă carne, mănâncă insecte sau gândaci, dar aceasta este atât de mare încât mănâncă și șobolani. Originea jocului șotron a început în Antica Britanie, în timpul Imperiului Roman. Original, jocul avea 30 de metri și era folosit pentru exerciții militare. Soldații obișnuiau să joace jocul cu armură pe ei pentru a-și îmbunătăți jocul de picioare. Copiii romani și-au desenat propriul joc, mai mic, au adăugat numerele și așa jocul șotron s-a născut și răspândit în întreaga Europa. Această persoană și-a dat seama că poate scoate adâncitura dintr-o mașină cu apă ce aproape fierbe și o pompă de desfundat. Această persoană conducea un camion plin cu benzină când a dat într-un stâlp electric. Șoferul susține că o pasăre s-a lovit de parbriz, dar din fericire nimeni nu a fost rănit. Atât, like, subscribe și ne auzim data viitoare.